În primul rând vreau să reamintesc că avem semnate deja 8 acorduri privind securitatea socială a cetățenilor Republicii Moldova care muncesc legal peste hotarele țării. Suntem în proces de semnare încă cu 3 țări, la rând este cu Polonia. Și avem deja aranjamente administrative sau așa numitele documente tehnice de lucru care au început să funcționeze. Este vorba de Bulgaria, Portugalia, România. În baza acestor acorduri, la atingerea vârstei de pensionare, cetățeanul Republicii Moldova sau cetățeanul statului parte la acest acord primesc pe principiul proporționalității pensia care se achită de fiecare stat în parte, în dependență de perioada care a muncit și a contribuit în țara respectivă. Adică, într-un fel, se însumează pentru pensia finală de către ambele țări perioada și contribuția care a fost plătită. Totodată funcționează și principiul exportului de prestații, adică dacă persoana care a trăit o anumită perioadă în Portugalia și a decis să se reîntoarcă acasă, domiciliul și l-a stabilit în Republica Moldova, prin acest aranjament administrativ, partea portugheză transferă banii care au fost asigurați sau plătiți și calculați în rezultatul activității în țara portugheză. Vreau să vă spun că în anul 2010, în luna mai, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familie a lansat ideea de a începe aceste consultări la această etapă, prin care am solicitat crearea unor grupuri tehnice de experți în domeniul asigurărilor sociale, care să examineze legislația din ambele țări, pentru că asta este rolul muncii experților. Ulterior, avem nevoie de voință politică a ambelor țări pentru a semna acest acord. Cu atât mai mult, am făcut și către Ministerul Afacerilor Externe o notă de serviciu prin care am rugat implicarea Ministerului Afacerilor Externe pentru a ne facilita într-un fel inițierea procedurii de consultare. La fel, eu personal am avut întâlnire cu fostul ministru, al omologul meu din Italia, cu câți oameni de vază, politicieni, președinția consiliilor regionali, care ne-au promis într-un fel să facă lobby pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova care muncesc acolo. Cu regret, până la această etapă, nu avem o confirmare oficială a părții italiene chiar de a începe dialogul și consultările. Suntem încă în așteptare. În primul rând vreau să vă spun că prin acest acord, este de fapt primul acord de acest gen semnat de către Republica Moldova cu Italia. Ulterior am mai semnat, ați auzit, cred că și deja am început implementarea acestui acord cu o altă țară. Pentru că ne-am dorit să îmbunătățim managementul fluctuației sau managementul migrațional a cetățenilor acestor țări. Cu regret, la această etapă nu avem angajată oficial în cadrul acestui acord nicio persoană. Avem finalizate doar cursurile de instruire, de instruire profesională, cursurile de cunoaștere a limbii italiene. Eliberate 114 certificate pentru 114 persoane care în rezultatul formării profesionale, adică au fost certificate anumite abilități în domeniul casnic, în domeniul serviciilor. Totodată au fost instruiți pentru a vorbi, pentru a cunoaște limba italiană, circa 270 de persoane, 10 formatori din instituțiile de educație pentru ulterior a forma profesional alte persoane care vor fi în etapa a doua. În acest an ne propunem circa 400, mi se pare, de persoane. Da, 460 de persoane în anul 2013, la fel să fie instruiți, formați profesional, făcut cunoștință cu modul de prestare a serviciilor în aceste domenii, dar la această etapă
suntem doar aici. Nu avem încă nicio persoană legal angajată în rezultatul acestor cursuri. Noi de câteva ori am atenționat și ambasada Italiei și am comunicat intens cu Ministerul Muncii și Securității Sociale din Italia pentru a finaliza într-un fel, să avem, admitem 50 de persoane. Cu regret, la această etapă, încă nu avem oferte oficiale, clare, privind angajarea. Acest acord este, de fapt, semnat în acest, între noi, este, de fapt, legat și de, în cadrul unui proiect mai mare, abordarea efectelor negative ale migrației asupra minorilor și familiilor din Republica Moldova, adică care au rămas fără grijă părintească. În cadrul proiectului mare avem mai multe activități, inclusiv am făcut un recensământ al copiilor în sfârșit în Republica Moldova, cunoaștem cu exactitate profilul acestor copii, au fost consolidate capacitățile a 7 centre sociale, adică proiectul mare funcționează, dar nemijlocit acest acord, suntem la etapa despre care am vorbit. În primul rând, fiecare persoană care dorește să-și stabilească dreptul la atingerea vârstei de pensionare trebuie să se adreseze la oficiile teritoriale a Casei Naționale de Asigurări Sociale, să prezinte confirmarea anilor, adică a stagiilor de cotizare, toate documentele necesare. Da, aceste persoane sau cetățenii Republicii Moldova care trăiesc în stânga Nistrului nu contribuie la bugetul asigurărilor sociale din Republica Moldova, dar statul Republica Moldova își onorează obligațiunile către aceste persoane plătindu-le o pensie, adică și ținând cont de munca lor, neavând de fapt confirmarea că contribuțiile au fost virate în bugetul asigurărilor sociale. Totodată dorim ca acesta inclusiv să fie așa un sprijin din partea cetățenilor din partea Republicii Moldova către cetățenii regiunii transnistrene. Există procedură, există mecanismul stabilit în cadrul dialogului de consolidare a încrederii între părți și din câte cunosc eu la această etapă funcționează. Clar că avem dificultăți de alt gen, care persoanele când doresc acolo să-și stabilească pensia au mai multe cerințe, să refuze de pașaportul din Republica Moldova. Chiar recent am primit o scrisoare, o problemă care urmează să o discutăm în cadrul negocierilor și grupurilor de lucru specializate de pe ambele maluri. Dar noi nu interzicem sau nu desconsiderăm sau nu asigurăm calculul pensiei chiar dacă nu am avut contribuții în bugetul asigurărilor sociale pentru persoanele care doresc să stabilească pensia în Republica Moldova. Cetățenii din stânga Nistrului pentru calcularea pensiei se adresează doar la Chișinău sau sunt și subdivizii? Avem și în regiunile limitrofe. Avem la Barneța, avem la Dubăsari. Adică, da. Da, este adevărat, legea Fondului Republican de Susținere a Populației prevede cazurile când persoanele care se consideră vulnerabile sau nimerite în anumite situații de dificultate se pot adresa după ajutor material la locul de trai, depunând o cerere la filialele Fondului Republican în raioanele țării sau în municipiul Bălți și Chișinău. Cu regret, atunci când se întâmplă astfel de cazuri, adică avem decesul persoanelor peste hotarele țării, la fel dreptul de obținere a ajutorului material îl au și alte persoane vulnerabile în cazuri, cum am menționat, în cazurile când au o maladie incurabilă, diferite calamități, dezastre, inclusiv deces ale rudelor peste hotarele țării. În acest caz, pentru a obține ajutor material, persoanele, rudele de gradul 1 ale defunctului sau persoanele care a decedat se adresează la Fondul Local de Susținere a Populației, prezentând documentele care confirmă decesul atât în țara respectivă, cât deja și
ulterior în Republica Moldova confirmate, document care confirmă cheltuielile pe care le-au suportat la transportarea trupului în țara noastră, și Fondul Republican oferă un sprijin material pentru a ajuta familia să suporte aceste cheltuieli.